Denumirea mea e Rob. La 10 ani, eu am fugit de acasă. A pe așa niște guzgălani treceau pe lângă mine. Din mine statul a făcut parazit a societății. Aici am șed până când n-ați mă duc la morgă, de exemplu. Nu vă întoarceți în trecut ca să arătați cu degetul. Sex, narcotici și rock'n'roll. Mă numesc Vlad Dascu, un moldovan cu rădășini din nordul țării. Și aici trec eu, asta, știți, e o picătură. Din exemplu, cealaltă pe care o trece, practic, tot țara asta. Adică, de la sărășie, unul are problemă într-un domeniu, altul în alt domeniu. Majoritatea au probleme în familie, se dizbină familie. Am avut o ceartă cu soția, tot la bani, n-ajunge. Anii 90, la 10 ani, eu am fugit de acasă. Am fugit de acasă deși de dacă mama cu tata se certau. Eu mai mare plăcere aveam, bucurie, satisfacție de comunicarea cu băieții afară, cu bandiței, cu huligani, așa mă. Vă spun sincer, eu dormeam în podvală, că casa noastră are 8 podezuri, eu dormeam acolo, era magazin Alfa, vindeau televizoare. Și eu luam cutiile astea de carton și mă puneam în podval, în subsol. Și dormeam în subsol, apoi că așa niște guzgălani treceau pe lângă mine, niște guzgani. Și aveam 10 ani sau 11, că așa pot să mă... 10-11 ani, așa ceva aveam. În 92 m-am pornit la război, aveam 14 ani. Și am ajuns la Pilanenii, noi unde era baza șeș. Am luat un chișor în fund, m-a suit în Moscovici 412 și m-a dus la comisariatul de la Botanica și a venit tata și ne-a tras la mamă de ușigane. Război vrei, eu te-am făcut, eu te-am știut, ce să spun mamă. Așa ne-a fost soarta mea, eu am luat-o pe calea șeia, unde, hai să zicem așa, sex, narcotici și rock'n'roll, da? Discoteci, cluburi, cazinouri, asta era modul meu de viață pe care eu îl duceam atunci. De furat furam, cu stupefianți am avut treabă. Când am nimerit ultima dată în pușcărie, și sticlă când am văzut soția cu copilul în brațe de jumătate de an fiul și gravidul cu fata. Când ei soția îmi spune că eu nu pot, noi suntem sărași, soacră, mama soacră. Mă spune chiar că tu ești la pușcărie și n-avem, n-ați putem ieși din glod. Și atunci, într-o clipă, ca să înțelegeți, într-o singură clipă, într-un secund, într-un moment, m-am dezis de te trecut. Într-o zi, soția mea, dar nu-i secret pentru nimic, că acolo în pușcărie sunt și telefoane mobile. Avem telefon și soția mă sună și îmi spune și că ea ca... Eu vin la Chișinău, zic, dar ce vii la întrevedere? Zic că nu, mă duc să fac abort. Eu am trecut atunci, așa să zic, o traumă psihologică, tot. E enormă. M-am zis curte seara, dar am făcut legătura cu soția, m-a deconectat. Nu găsim locul. Și da, mă, de seara mă sună și îmi spune că a refuzat medicul să-i facă de dacă dăm timpul prea târziu, ei sunt trei șcuri, una alta. Și ne-a spus că e fetiță. Și că, dar în schimb, și e cum ți-ai dorit tu. Băieți, ce fac, adică? Tu ieși cu speranța aceea că ai să ai soția lângă tine, copilul, și tu ieși și soția ta tot nu-i lângă tine. Ei plecat la muncă, că, mă rog, 2500 nu-s bani. Adică eu am ieșit din patru păreți și am ajuns tot în patru păreți, tot singur. Unicul plus era copilul lângă mine. Și eu mă dușeam, copilul meu îl dușeam la grădiniță, înapoi, îmbracam, îi spalam în taz, că, mă rog. La țară majoritatea tot spală în tază. Tot soacra o bătea. Și trebuie 2500, tu lucrezi la Moscova, dar el aici aia ca cu 2500. Ceva de felul este. Eu când am împlinit terminul ăsta de a putea părăsi țara, da, eu am plecat în Rusia, unde era și soția.
m-am angajat acolo la lucru, în securitate. Nelegal, dar m-am angajat și am lucrat. Oricineva să vină să ne ajute cu bani, dar noi nu avem așa, rude, bogați, ca să ne dea cineva bani. Ori să împrumutăm bani de la bănci. Cam problematic că trebuie să leși gaj, zaloguri, dar noi nu avem nicio pleașă nică. Am adresat așa întâmplător, zic, când dați, zic, dați, dăm. Numai cu pașaportul dați, zic, dar, băi, am în trecut pușcării cu stupefiante, asta nu-i problemă. Nu-i problemă. Na, ieți, numai pașaport. Eu am rămas mirat. Am ajuns la faza aceea că am întors, nu-i problemă, ne-a mai trebuit. Iar am luat creditul. Mi s-a rupt mușchiul la chișor. Și-a zis o lună, chișorul în gips, două luni. Și nu ne-a ajunge. Am fost nevoit să iau în altă parte. Și tot așa luam credite de la unul, facem un cerc. Luam credite de la unul, dădem la altul, de la altul. Și în final am înțeles că e imposibil să-l întorc. În situația asta, dar mă recurgi la un sport la tu, la un jocuri de noroc, ceva de astea. Dar mi-eram nevoit cât de cât, zic, să sper, nu cheltuiam tot, dar o parte de bani așa ne-am pus, zic, poate ne merge. Dacă eu am să merg pe calea asta, eu am să favorizez altul ca mine să ajungă tot rob în situația asta. E ca și am să produc eu. Eu am să produc continuarea programului ăsta antisocial, da, cu creditarea asta de la microfinanțări. Eu am să favorizez niște banchiri, dar nu oameni. Plătesc impozite, plătesc ca la noi oazul am toți primească 25.000 de lei pensia, să primească executorii, procentele lor, băncile astea să primească bani înapoi. Dar eu să nu ne ajungă bani nici pentru a închiria apartament. Denumirea mea e rob. Denumirea mea în societatea noastră se numește rob. Eu nu sunt rob, eu sunt om liber și eu încerc drepturile mele. Și eu încerc ca eu să încep o viață nouă. Nu e o cerință. Asta, da, măi, un fel de protest în formă categorică, ca băieții ăștia din Parlament să primească legea insolvabilității față de persoane fizice. Din mine statul a făcut parazit a societății. Eu nu pot începe o viață nouă datorită că am o grămadă probleme cu executorii ăștia. Aici am sfârșit până când n-ați mă duc la morgă, de exemplu. Dacă nu-i scotărăște soluția mea, cazul meu. Dacă nu s-a auzit de guvernarea asta, eu am să mă stăru și am să fac tot posibil ca să-i fugăresc de aici. Da, eu înainte de a pune cortul aici, eu am o două săptămâni de zile, venim cu covorașul aici, pe gazon, mă punem și protestam dimineața până de seară, mă duceam seara la mama mea acasă. Singur vinovat, eu am luat, nu m-a impus nimeni. Vă recomand la fiecare care greșesc, pur și simplu luați lecții. Nu vă întoarceți în trecut ca să arătați cu degetul. Asta e o soluție, legea insolvabilității pe față de persoane fizice. Thank you.